senzație de înțeleg? Nu știu, mă gândesc doar la acel turneu final acum, când văd trofeul. Da, mă încearcă sentimente plăcute, gânduri, vise. Vom vedea ce se va întâmpla. Sincer, chiar sunt vise? Normal, da. Sunt, te gândești la multe chestii pozitive. Ce-ar însemna? Cum? Ce-ar însemna? O cea mai mare mândrie, mai ales pentru această țară. Sunt vise realizabile? Da, normal. De ce nu? Primul pas este să câștigăm primul meci și după vom vedea. Ce te-ai instaurat ceva mai devreme? Să fiți ca Danemarca la 1992. Da, nu știu. V-am spus, primul pas este să începem cu o victorie și după vom vedea cum ne vom prezenta. Dar important este debutul. E un vis pentru orice jucător să joace la turneul final? Cu siguranță, da. Este normal. Își reprezintă țara și își pune toată munca în slujba unei țări, așa că este clar că este visul oricărui jucător. Ai ridicat ceva mai devreme, e greu? Nu, este ok. Deci poți să-l iei. Da, da. Cum ar fi pentru România să câștige acest lucru? Ne gândim foarte departe acum, dar poate pe viitor, un proiect bine pus la punct, și cu copiii care vin din spate talentați și dornici de a realiza ceva frumos pentru această țară, este posibil. Păi la tine arătați rost aproape. Da, vom vedea pe parcurs. Avem o carieră în față. Se poate. Dacă nu acum, poate la celălalt european. Te gândești să fii unul? O grupă grea, dar totodată accesibile. Te gândesc să fii unul dintre marcatorii de la Euro? Mă gândesc să câștige echipa cu mine pe teren. Dacă voi marca, va fi un plus, dar cred că cu toții cei care vor intra pe teren vor intra doar să aducă un rezultat foarte bun, nu contează cine marchează. Ai putea în trei cuvinte să exprimi ce înseamnă pentru tine participarea la Euro? În trei cuvinte. Nu știu ce. Dorință, vis și îndeplinire. Ar fi cu atât mai frumos să vii la Euro de cultura de campion. Da, la asta mă gândesc, pentru că este cel mai apropiat obiectiv pe care îl am, ceea de a câștiga acest campionat și de a merge cu medalia de campion acolo. E clar că îți dă și alt moral și cu siguranță îți fixezi alte obiective mărețe după realizare. Ai vreo amintire de la Euro? De la Under 21, că la acela am jucat. Dar la în 2016 ce? Eram pe terasă, terminasem antrenamentul și mă uitam la România-Franța. Plănării, e o problemă pentru voi, pentru România, faptul că sunt majoritatea jucătorilor care nu evoluează la echipele de club? Este o problemă, normal, dar și în această campanie nu au evoluat toți și la echipa națională au dat mai mult decât 100%. Așa că eu cred că oricine va fi convocat și oricine va juca, este clar că va aduce plusul de care România are nevoie. Promite-le ceva, Fanny? Le promit că vom da totul pe teren, vom încerca din răsputeri să-i facem fericiți și de ce nu să-i scoatem în stradă. Ok? Vă mulțumesc. Acum cu trofeul, stai, dăm masa la o parte. Îl iau? Da. Luăm noi masa și... Așa, acolo. Fai și tu amintiri. Asta e doar începutul. Ok? Totul depinde de voi, da. Succes!